După cum vă spuneam în această seară, aș dori să abordăm subiectul mărturisirilor de credință. Deci aș dori să vorbim la modul general despre mărturisiri de credință. Ce relevanță au ele dacă sunt necesare, dacă nu sunt necesare, dacă sunt gânduri omenești, dacă sunt atac la principiul sola Scriptura, dacă nu cumva ar fi mai bine să fim doar noi cu Scriptura și cu Duhul Sfânt. Și aș dori să pornesc în această în această sesiune, spunând vă pe scurt că în Biserica Catolică, de exemplu, s-a încercat păstrarea aceleiași învățături în biserică, prin negarea principiului, negarea frontală a principiului Sola Scriptura în catehismele lor, în doctrina oficială a bisericii, este negată este negat principiul sola scriptura, ei cred că sfânta tradiție conține două aspecte. Tradiția și uh, Sfânta Scriptură. Uh, deci ei nu zic că tradiția este deasupra Sfântei Scripturi, deși în ultimă instanță este, pentru că tradiția te învață ce trebuie să înțelegi din Biblie, tradiția spune care este Biblia, uh, da? dar cel puțin în Biserica Catolică există un fel de sistem piramidal chiar hermeneutic, nu doar de conducere, chiar hermeneutic, care merge până la Papa. Da? Și când Papa vorbește ex-cathedra, nu când vorbește totdeauna, ci când vorbește ex-cathedra. El vorbește fără greșeală, infailibil și ne spune exact cum stau lucrurile. Tragedia este că, deși protestanții și neoprotestanții se consideră superiori sistemului de interpretare catolic, domnule, noi nu avem papă, nu avem magisteriu, nu avem cardinal, nu avem tradiții omenești și așa mai departe, nu mai avem un papă, dar avem o armată de papi. Da? O armată de papi care stau singurei și spun ce spun eu că înseamnă Biblia, aia înseamnă Biblia. Tu poți să spui ce vrei tu că înseamnă Biblia. Eu pot să stau într-o biserică în care păstorii, predicatorii predică eu ce cred eu despre subiectul ăsta, asta spune Biblia. E relevant ce spun ceilalți. Înțelegeți? Și am, am noi venind într-un fel din ca mișcare neoprotestantă, protestantă și așa mai departe din Biserica Apostată Catolică am moștenit, dacă aș putea să zic, o înțelegere greșită a sistemului sau a principiului sola scriptura, pentru că, cum am spus, nu mai avem un papă, dar avem un milion de papi. Da? Nu un milion, sute de milioane de papi care fiecare spun ce înseamnă Biblia. Da? Și fiecare crede că are dreptul să spună ce înseamnă Biblia. În jungla asta în care ne aflăm, lucrul este foarte simplu de înțeles. Stai la, de vorbă cu orice creștin. Și el spune, asta e interpretarea ta. Păi am discuția. Eu nu cred așa. Am încheiat discuția, da? Fiecare crede, decide ce vrea el cu privire la înțelesul Sfintei Scripturi. Acum, în jungla asta, cum spuneam, de principii și de interpretări și așa mai departe, trebuie să existe în Sfânta Scriptură ceva care să ne ghideze în, în hățișul ăsta de interpretări, da? Și vorbim despre mărturisire de credință. În primul rând, hai să vedem ce este o mărturisire de credință. Ce este o mărturisire de credință? Eu am oferit o explicație scurtă, simplă, ușor de înțeles pentru dumneavoastră, care sună cam așa. Mărturisirea de credință este un document public, scris, precis, care sumarizează cele mai importante sau proeminente învățături ale Sfintei Scripturii. Da. Acum o să le iau pe rând aceste precizări. Deci, mărturisirea de credință este în primul rând o declarație publică. Da? Mărturisirea de credință a fost intenționată de la bun început. În oricare din bisericile confesionale care au mărturisiri de credință au fost intenționate să reprezinte pentru ceilalți și pentru noi ceea ce credem. Da? Ea nu este un crez privat, ci este un crez public. De exemplu, când s-a scris mărturisirea de credință de la Londra, prima s-a scris pentru că se speculau și se vehiculau și se zvuneau foarte multe lucruri neadevărate despre bisericile particulariste, calviniste, baptiste. Foarte multe lucruri neadevărate. Și atunci iau și o de credință publică. Publică. A fost intenționată să fie public. și i-a și atins scopul pentru că, de exemplu, după aceea, adunarea de la Westminster, politicienii, Angla fiind condusă de rege și de parlament, au pus mâna pe mărturisirile să vadă dacă erau eretici, dacă doreau să răstoarne guvernarea civilă și așa mai departe. Și-a atins scopul mărturisirii aceasta. Mărturisirile de credință sunt intenționate să fie declarații publice. În al doilea rând, ea este, mărturisirea de credință este un document public consemnat sau scris. Da? Nu este o mărturisire așa, domnule, noi credem lucrul ăla, noi credem. Nu, este ceva care a fost intenționat de la bun început să fie consemnat ca să fie ușor de transmis și ca să uh, treacă testul istoriei, da? fiind analizată și utilizată. Ceea ce s-a întâmplat cu mărturisirea de credință la 1689 pentru că a ajuns să fie folosită de mișcarea baptistă în toată lumea, pe tot globul. Și asta este valabil și în ora, la ora actuală. În America Latină, în Africa, în Statele Unite ale Americii, în Europa. Istoric vorbim mărturisirea de credință la 1689, 1677, da? mai întotdeauna mai înapoi, 1644. Au trecut testul istoriei, da? au trecut istorie pentru că au reprezentat convingerile baptiștilor particulariști. În al treilea rând, mărturisirea de credință este un document public consemnat care sumarizează cele mai proeminente învățături ale Sfintei Scripturi. Cu alte cuvinte, mărturisirea de credință nu este intenționată să ne explice genealogia lui... Nu știu cui, vreți dumneavoastră, da? Ea este intenționată să ne prezinte, să sumarizeze învățăturile esențiale ale Sfintei Scripturii. Observați că n-am spus învățăturile importante ale Sfintei Scripturii. Toată Scriptura este importantă. Și genealogiile sunt importante. Da? Deci noi nu, când spunem esențial, noi nu spunem că esențial înseamnă important. Esențial nu înseamnă important. Tot este important. Tot ce e în Sfânta Scriptură este important. Dar nu totul este esențial. Înțelegeți? Nu totul este esențial. Sunt o grămadă de lucruri care nu sunt esențiale. De exemplu, câți cai au avut Solomon? Câți cai au avut Solomon? Frate, e esențial. De ce nu știi? Da? Uh, nu, nu este esențial. Este important pentru că este scris în Sfânta Scriptură, dar nu este esențial, da? Mărturisirea de credință este intenționată să ne prezinte învățăturile esențiale ale Sfintei Scripturii, da? Uh, uh, iarăși, din nou, când spunem esențial, nu ne referim doar la mântuire. Da? Putem să stabilim care sunt lucruri esențiale pentru mântuire. Dar sunt lucruri care nu sunt esențiale pentru mântuire, dar sunt esențiale pentru biserică, pentru eclesiologie, de exemplu. De exemplu, învățătura despre disciplinare. Dacă nu ai o învățătură corectă despre disciplinare în biserică, nu înseamnă că nu e mântuit, corect? S-ar putea să fii într-o biserică în care este o învățătură deficitară a disciplinării. Asta nu înseamnă că oamenii de acolo nu sunt mântuiți. Da, cu trecerea timpului, lipsa disciplinării bisericești va duce inevitabil la umplerea bisericii, probabil, cu oameni neconvertiți. Dar nu ține mântuirea ta de înțelegerea acestei învățături. Dar disciplinarea bisericii, dacă am luat exemplul ăsta, este esențială pentru eclesiologie, pentru biserică. Nu pentru mântuire, dar pentru biserică este. Da? De aceea mărturisirile de credință conțin nu doar învățături esențiale pentru mântuire, ci și învățături esențiale despre escatologie, despre venirea Domnului, învățături esențiale despre biserică, învățături esențiale despre guvernarea civilă, și relația noastră cu ele, da? Învățături esențiale în mai multe domenii ale vieții noastre. În al patrulea rând, mărturisirea de credință a fost intenționată să fie un document public scris, precis, dar clar, clar. Adică, mărturisirea de credință este intenționată să fie într-un fel confruntativă. Pentru că ea spune, noi credem lucrul ăsta și nu altul, da? De exemplu, când găsești declarații despre, făcute chiar mărturisirea de la Londra, despre papa care este anticrist. I-au vrut să lămurească foarte clar ce crede ei despre Biserica Catolică. Acum s-ar putea ca noi să nu credem același lucru că el e anticrist, da? Să credem că e unul dintre anticriști. Da, este o diferență, dar cam tot acolo ajungem, da? Dar ea a fost intenționată să fie clară, să lămurească chestiunile controversate. Practica botezului, practica cine domnul. La vremea potrivită vom vedea diferențele. I-au copiat după mărturisirea de la Westminster, dar au schimbat, de exemplu, anumiți termeni. În mod intenționat i-au schimbat ca să lămurească diferențele dintre ei și alții, da? să lămurească diferențele pe chestiunile controversate. Da? A fost intenționat să fie o mărturisire de credință clară. Motiv pentru care multe biserici astăzi nu iubesc mărturisirile de credință, pentru că ele sunt clare. Motiv pentru care astăzi bisericile arminiene generale, baptiste de exemplu, iubesc mărturisirile vagi. Pentru că sub această mărturisire de credință foarte vagă și generală intră absolut tot ce vrei tu. Orice. Domnule, crezi în venirea Domnului? Da. Nu mai contează ce se întâmplă. Da? Crezi în Duhul Sfânt? Da. În lucrarea Duhului Sfânt? Da. Nu mai contează ce crezi tu despre lucrarea Duhului Sfânt. Să crezi în lucrarea Duhului Sfânt. În zice o mărturisire de credință, iar de la început a fost intenționată să fie precisă în aspectele care divid, da? în aspectele care generează conflicte, care generează practici nebiblice. Da? Și în final, mărturisirea de credință este un document public care sumarizează. Unii zic, noi... și aici vom trata puțin în sesiunea asta, în acest mesaj această obiecție. De ce să nu fim doar cu Biblia? Am gândești că ar trebui să mărturisești cuiva crezul tău sumar. Ce îi spui? Pentru asta a fost intenționată mărturisirea de credință, da? Să facă un sumar. Mărturisirea de credință nu a fost intenționată să înlocuiască Biblia, ci să facă un sumar. Da? Asta este o mărturisire de credință. Ce nu este o mărturisire de credință? Ca să lămurim puțin. Mărturisirea de credință nu este un document alternativ care înlocuiește Scriptura. Da? Nu este un document alternativ. Ai Biblia sau mărturisirea de credință? Și ar fi același lucru dacă ai avea mărturisirea de credință. Poți să lași Biblia acasă, vii cu mărturisirea de credință. Nici vorba de așa ceva. Nici vorba de așa ceva. Mărturisirea de credință nu este un document alternativ. 2. Mărturisirea de credință nu este un document suplimentar. Mărturisirea de credință nu completează Biblia. Da? Nu, este, nu suplimentează Sfânta Scriptură. Îți lipsește ceva și îți dăm o doză de anumite substanțe care să facă corpul să funcționeze bine și asta aplicăm la biserică când facem mărturisire de credință. Nici vorbe de așa ceva, da? Ea este, cum am spus, o sumarizare a Scripturii și funcționează doar în relație strânsă cu Sfânta Scriptură. Vreau să vă citesc mărturia lui Spurgeon despre mărturisirea de credință la 1689. Să vedeți ce spunea el. Foarte interesant și precis, a spune, nuanțat. Acest document străvechi este prin excelență într lucrurilor crezute cu tărie printre noi. El nu a fost emis ca o regulă autoritativă sau un cod al credinței. Ascultați ce? zice. Cam asta e obiecția care se aduce la mărturisire de credință. Că ele încep să fie autoritative și înlocuiesc Biblia. Nu. El nu a fost emis ca o regulă autoritativă sau un cod al credinței prin care să fii legat. Ci ca un mijloc de edificare în neprihănire. Da? Adică dacă Biblia îți aduce zidire sufletească și noi scriem o mărturisire de credință care sumarizează ce spune Scriptura, în mod necesar ea trebuie să fie spre edificarea ta. Da? Este o expresie excelentă, deși nu inspirată. Vezi diferența? Biblia este inspirată, mărturisirea de credință nu este inspirată. De ce? Că folosește cuvintele oamenilor. Da? Reformulările unor oameni. Este o expresie excelentă, deși nu inspirată a învățăturii Sfintelor Scripturii, prin care toate mărturisirile ar trebui verificate. Deci prin Sfânta Scriptură trebuie verificate toate mărturisirile, inclusiv mărturisirea de credință de la Londra de care ne vom ocupa. Afirmăm adevărurile umilitoare ale Harului Suveran al lui Dumnezeu, mântuirea păcătoșilor pierduți. Mântuirea este numai prin Hristos și numai prin credință. Se ridică totuși o întrebare. În discuțiile mele cu anumiți prieteni apropiați, care nu aderă la nicio mărturisire de credință, ci numai la mărturisirea biblică, adică la Sfânta Scriptură, se ridică o întrebare dacă mărturisirea de credință nu conține gânduri omenești. Chiar asta e expresia care se folosește desori. Mărturisirile de credință conțin gânduri omenești. De ce să avem o mărturisire de credință care conțin gânduri omenești? Da? Și să nu avem toată Biblia. Da? Avem toată Biblia. Cum am spus, nu înlocuim mărturisirea cu Biblia. Dacă ar fi așa, că mărturisirea de credință ar trebui respinsă pentru că conține gânduri omenești, noi spunem conține gânduri omenești, pentru că este o formulare a învățăturii Sfintei Scripturi cu creierul uman, corect? Dacă ar trebui respinsă pentru că conține gânduri omenești, la fel ar trebui respinse toate discuțiile noastre din cuvânt, pentru că conțin gânduri omenești. La fel ar trebui respinse studiile biblice pentru că conțin gânduri omenești. La fel ar trebui respinse explicațiile pe care le dăm pentru că conțin ce, gânduri omenești. La fel ar trebui respinse toate cărțile, pentru că conțin gânduri omenești și ar trebui respinse toate predicile, pentru că conțin gânduri omenești. Tot! Studiile, explicațiile, discuțiile, un articol scris, o predică, totul conține gânduri omenești, gând omenești. Și ar trebui toate respinse împreună cu mărturisirea de credință. De ce? Pentru că conțin gânduri omenești. Este absurd! Nu s-ar fi scris nimic în toată istoria bisericii dacă am fi mers pe gândul acesta. Că Vezi, Doamne, trebuie respins orice care conține gând omenesc. Întrebarea nu este dacă conține gândul omenești, ci întrebarea este dacă gândul acela omenesc este după Sfânta Scriptură sau dacă prezintă ceea ce spune Sfânta Scriptură, da? Nimeni nu ar trebui să spunem nimic din Biblie decât ar trebui să vorbim de expresii biblice. Și în ordinea în care e în Biblie, și în felul în care e în Biblie, ca să nu fie gânduri omenești, da? Pentru că în momentul în care e spus un verset, Efeseni 1 cu 4, și apoi e citat la versetul 13, oh, e un gând omenesc, pentru că Biblia l-a pus în altă ordine, da? Și mai este ceva între. Ar fi, E absurd, nu poți aplica principiul acesta, da? Că uh, mărturisirea ar fi gânduri omenești, da? Nu poți trăi cu așa, așa ceva. Bun. Întrebarea, o altă întrebare este dacă e posibil să avem doar scriptura fără crezuri. Și unii zic, domnule, noi vrem doar scriptura fără crezuri. Și lucrul ăsta este pus sub uh, acest principiu al reformei Sola Scriptura. Sub proasta înțelegere, de fapt, a principiului Sola Scriptura. Uh, deodată ce reformatorii au filmat Sola Scriptura și au scris extrem de mult, da? Extrem de mult. Deci asta este o altă întrebare la care vreau să răspund. Este posibil să avem doar Scriptura fără crezuri? Testul ăsta l-a mai făcut, cred că și fratele Mihai, mesaj pe care l-a avut despre mărturisirea de credință sau mesajul de exemplu, dacă te duci în anumite biserici, și sunt biserici, care nu te-ar lăsa să predici. Întrebarea mea ar fi pentru ei, de ce nu mă lasă să predic? Și răspunsul lor ar fi că convingerile mele nu se potrivesc convingerilor lor. Și eu zic, care e convingerile voastre? Pe convingerile noastre din Biblie. Eu cred tot ce spune Biblia. Cum credea așa Arius. Eu cred tot ce spune Biblia. Și ar trebui să mă lase să predic. Nu! Ei, de fapt, au niște convingeri. Da? Care nu sunt formulate exact în Biblie, pentru că și el și eu spunem amândoi că credem Sfânta Scriptură. Și nu m-ar lăsa să predic tocmai pentru că are o mărturisire de credință, dar nescrisă. Dar nescrisă, da? Uh, cu alte cuvinte, sau, de exemplu, dacă aș predica ceva și cineva vine la urmă să mă combată sau să mă apostrofeze, pentru că am predicat anumite lucruri, eu aș întreba, am predicat din Biblie? De ce mă mustri? De ce mă apostrofez? De ce mă corectez? Și el m-ar apostrofa și m-ar corecta nu pentru că n-am predicat din Biblie ci pentru că n-am predicat din Biblie și felul în care el înțelege Biblia. Că am predicat din Biblie, da? De fapt, el m-a apostrovează pentru ceea ce el înțelege din Biblie, da? Și faptul că înțelegerea lui a Bibliei nu se potrivește cu înțelegerea mea a Bibliei, da? Că am predicat din Biblie. Așadar, în fiecare biserică și fiecare individ are o mărturisire de credință. Distinția este următoarea, foarte simplă. Ea fie este scrisă, fie e nescrisă. Fie e oficială, fie e neoficială. Fie e asumată, da? În momentul în care ți-ai scris-o, ai asumată, trebuie să o asumi, că tu ai scris-o. Fie e neasumată. Fie este un document, fie sunt păreri subiective. Fie este explicită, dacă scrie, trebuie să fie explicită, fie implicită. Fie e posibil să fie analizată, dacă o ai scrisă, și criticată, fiindcă e publică, fie aproape imposibil de evaluat, dacă nu e expusă nicăieri, nu? Imposibil de evaluat. Fie e precisă și exactă, fie improvizată din mers. Fie e clară, fie e obscură, da? Sunt doar aceste două variante. De aceea, a avea mărturisiri de credință înseamnă să ai un document asumat, public, explicit, clar, posibil de analizat, de criticat, da uh, care nu este improvizat și care nu este obscur. Da? Este un avantaj enorm. Bun. Acum aș vrea să fac un test cu dumneavoastră. L-am și pus pe internet, probabil că unii dintre dumneavoastră l-ați citit, dar vreau să fac un exercițiu simplu cu dumneavoastră pe cele cinci uh, puncte ale calvinismului. Da? Deci vreau să demonstrez că ideea asta, că eu n-am niciun crez, eu cred doar Scriptura, este o falsitate și este o minciună de fapt. O minciună bazată la unii fie pe ignoranță, fie pe voință. Dar în cele mai multe cazuri ignoranță. Oamenii nu știu ce spun. Că eu am zis, crezul meu e Biblia. Ce ești? Eu nu sunt nici pentecostal, nici baptist. Eu sunt bapti pentecostal după evangheliile de Zeu a șaptea. Povești nemuritoare, da? Vor ei să spună, domnule, el crede tot ce spune Biblia. Asta e o E o enormitate care trebuie demontată. Și vă demonstrez lucrul ăsta în felul următor. Dacă cineva, cel mai simplu mod în care cineva uh, care spune lucrul ăsta poate fi ajutat să înțeleagă că e o minciună ce spune, este să îi pui câteva întrebări de genul următor. Da? Nu întreb simplu. Crezi în depravarea totală? Și oamenii care au auzit puțin ce înseamnă doctrina asta vor spune nu, nu cred. Eu cred în libera voință. Arată-mi unde spune Biblia expresia libera voință. A, păi nu spune, dar sunt anumite versete. Băi, tată! Ai spus că crezi ce crede doar Biblia. Unde scrie în Biblie liber arbitru sau liberă voință? Ăsta e un concept luat din filozofie, tată. Eu cred Biblia, nu tu. Da, eu îi spun, omul e rău păcat, eu am versete biblice pentru asta, sau am expresii biblice, da? Deci e clar că nici el, nici eu nu funcționăm, nici... Biblia nu folosește expresia totală la depravare. Da, folosește mort în păcat și așa mai departe, da? A doua întrebare, crezi în harul irezistibil? Omul răspunde din nou negativ, nu cred. Eu cred că omul trebuie să accepte harul lui Dumnezeu. Dăm un, singur text din Biblie unde spune omul trebuie să accepte harul lui Dumnezeu. Dăm un text din Biblie unde spune că omul trebuie să accepte. A, păi scrie să primească. Unde spune că trebuie să primească harul lui Dumnezeu? Păi sunt niște versete care induc ideea asta. Da, dar nu scrie așa. Deci folosește expresii și ai o convingere pe care o explici care nu e conform cu Biblia. Din nou, nici cu expresia harului rezistibil nu este în Biblie. Și el și eu folosim expresii care nu sunt în Biblie. Folosim doar Biblia. Sau, Crezi în pierderea mântuirii? El va spune, da, cred în pierderea mântuirii. Dă-mi expresia în Biblie, pierderea mântuirii. Apoi, uite, sunt niște pasaje narrative care arată pe anumiți oameni care au căzut de la credință. Nu am întrebat dacă au căzut de la credință, dacă își pierd mântuirea. Unii scrie în Biblie pierderea mântuirii. Răspuns, nu scrie. Nu scrie. Deci el folosește expresii, după expresii pentru cele mai importante învățături din Biblie, care nu se găsesc în Sfânta Scriptură, da? Care nu se găsesc în Sfânta Scriptură. Mai întreb ceva. Crezi în ispășirea universală? Îi spune, da, cred. Unii scrie în Biblie ispășire universală. Păi spune că Isus a murit pentru toți oamenii. Ok, și eu cred că Isus a murit pentru toți oamenii. Dar ce înțelegi că Isus a murit pentru toți oamenii? Păi toți înseamnă toți. Băi, ce înseamnă toți? Înseamnă toți. Eu nu înțeleg ce înseamnă toți, ce înseamnă toți. Și el mi explică că toți înseamnă toți, înseamnă că Isus a murit pentru fiecare om din toate timpurile. Unii scrie în Biblie că Isus a murit pentru fiecare om din toate timpurile. Păi nu dați explicat expresia. Dar, dar nu scrie în Biblie explicația asta pe care mi-ai dat-o tu. Deci niște expresii și niște explicații care nu sunt în Biblie. De asemenea, și eu explic Expresia respectivă cu explicații și expresii și cuvinte care nu sunt în Biblie. Da? Sau întreb în final, crezi în alegerea necondiționată? Apropo, expresia nu scrie în Biblie. Omul va spune, nu, eu cred că Dumnezeu alege pe baza preștiinței credinței omului. Dăm un singur text din Biblie unde scrie. Păi scrie că Dumnezeu ne-a ales, sau ne-a hotărât mai dinainte, pe aceea pe care a cunoscut. Dar nu zice că a cunoscut pe baza credinței lor. Sau că a cunoscut credința lor. Păi spune, asta e foarte clară, îți dai seama din anumite, dar nu scrie așa. Nu scrie așa. Vezi așadar la cele mai simple, ideea e simplă, dragi prieteni, ideea e foarte simplă, noi nu credem, ascultați-mă ce spun bine, noi nu credem doar ce spune Biblia. Noi credem doar ce înțelegem noi din ce spune Biblia. Faceți distinția? Noi nu credem doar, eu cred doar ce spune Biblia, asta crezi tu că crezi doar ce spune Biblia. Tu crezi doar ce înțelegi din Biblie. N-ai cum, să înțelegi ceva... -ai cum să crezi ceva ce n-ai înțeles din Biblie. Tu crezi doar că ai înțeles tu. Dacă ai înțeles greșit, tu asta, tu asta crezi. Dacă ai înțeles corect, tu asta crezi. Tu crezi ce ai înțeles din Sfânta Scriptură, da? asta crezi. Deci ordinea cam așa ar fi. Citez Biblia, interpretez Biblia, înțeleg Biblia după ce am interpretat-o și cred ceea ce am interpretat și am înțeles. Fac un, un test cu dumneavoastră pe care l-am mai făcut deja. Sunt mulți oameni care zic că ei au Biblia așa cum este și că... Deci uite, semnificația textului. Ceea ce spune textul aici foarte clar. E foarte clar, zice, e foarte clar. Eu nu mai iau după mărturisiri, după interpretări. Eu nu interpretez, nu știu dacă ați auzit uh, expresia asta, eu nu interpretez Biblia. Eu iau Biblia așa clar cum scrie, frate, așa scrie, uite, negru pe alt, zice, scrie. Eu iau cum scrie Biblia negru pe alt. Voi distorționați Biblia cu mărturisirile voastre și cu explicațiile voastre și așa mai departe, da? Bun, hai să vedem dacă lucrurile, uh, uh, dacă lucrurile sunt uh, așa. Dacă e, e posibil ca cineva să citească Biblia și să-i prezinte semnificația ei fără să o fie interpretată. Da? Deci asta e întrebarea. Este posibil ca cineva să citească Biblia pur și simplu, fără să o interpreteze și astfel să înțeleagă perfect ce a spus autorul biblic? Convingerea mea este că nu e posibil așa ceva. Ca să înțelegi Biblia, trebuie întâi să o interpretezi. Și asta va fi important pentru noi. Da? Cei care spun că e posibil să înțeleagă Biblia fără un proces de interpretare minim, fără un proces minim de interpretare... Uh, uh, nu, nu, nu știu ce spun. Nu știu ce spun și, uh, și asta este pentru că, deși Biblia este foarte clară și noi explic, suntem de acord că Biblia este foarte clară, totuși noi suntem limitați, suntem păcătoși și suntem la o distanță enormă de timp, culturală, socială, de oamenii care au trăit în vremea respectivă și care au scris Sfânta Scriptură. Și ca să spui că într-o fracțiune de secundă, tu ai, fără niciun efort, ai deschis Biblia. Și ai trecut peste saltul ăsta și pur și simplu ai înțeles semnificația bibliei ca să spui așa ceva, trebuie să te faci vinovat de foarte multă ignoranță. Foarte multă ignoranță, da. Deci noi nu negăm că Biblia este clară și că Biblia poate fi înțelesă. Ci noi spunem că problema este cu noi, nu cu Biblia. Că suntem limitați, suntem păcătoși și suntem la o distanță enormă de viața pe care au trăit oamenii aceștia, de limbajul de atunci, de cultura de atunci, de societatea de atunci, da? Problema este că noi nu ne dăm seama că suntem victimile propriilor prejudecăți, limitări, concepții cu care venim la Sfânta Scriptură. Dar și pe care le aplicăm Sfânta Scripturii. Scripturi. Și că nu i posibil să te debarasezi într-o fracțiune de secundă de tot ceea ce ai știut tu până acum și să interpretezi textul ca și cum ai fi un cetățean din secolul I. Știi imposibil lucrul ăsta. Știi imposibil lucrul ăsta. Da? Deci simpla, simpla deschiderea Bibliei nu de, nu, deschiderea Bibliei nu e ceva mistic. Am deschis Biblia, da? Și într-o fracțiune de secundă, mintea mea e eliberată de orice preconcepție preluată din cultură, din istorie, din tradiție, din familia mea, din societate și așa mai departe. Într-o fracțiune de secundă m-am debarasat de toate astea și înțelesul Bibliei, vum, îmi sare în capul meu. Nici măcar deschiderea Bibliei nu te ajută în chestiunea asta, da? Nu poți, e necesar studiu, e necesară interpretarea și așa mai departe. Este necesar lucrul ăsta, da? Acum, oamenii spun că nu e necesară interpretarea, știți de ce? Pentru că ei deschid Biblia, și pentru faptul că în momentul în care a deschis Biblia și o citit un text, în mintea lui a venit un înțeles al Sfintei Scripturii, el zice că înțeles Biblia. Doar pentru faptul că în mintea lui este ceva. Când o citit Biblia, el crede că o interpreta Biblia și o înțeles-o așa cum așa cum este ea. Și că Biblia e foarte clară și că el o înțelege așa cum e scrisă negru pe alb. De ce? Pentru că în momentul în care el o citit, în mintea lui vine ceva. Și pentru că o vine ceva în mintea lui, el crede că o înțelege Sfânta Scriptură. Și lucrul ăsta se placă, la, să practic la multe studii biblice pentru care mulțumesc Dumnezeu, slavă lui Dumnezeu, cum mai avem studiile biblice pe care le avem în bisericile baptiste, unde fiecare frate, ce credeți? Să ca frate și spunea, frate, eu cred asta, altul certa pe celălalt, nu e așa, altul spunea altceva. De ce? Pentru că ei deschideau Biblia și spunea, bă, mi-a să -mi trece prin cap. El spune, ce trece lui prin cap? Asta scrie negru pe alt. Nu, ce-i mintea ta? Tu confunzi ce-i mintea ta cu ce scrie negru pe alt, da? Acum, am mai făcut testul acesta și o mai fac cu dumneavoastră încă o dată uh, în seara asta, pentru că este foarte, foarte simplu, da? Luăm un exemplu, să vedem cu interpretarea. Am mai luat exemplul ăsta pe Ana. O luăm pe Ana, da? Ana are mere. Acum nu are la ea mere. Vedeți? Da, cândva a avut mere Ana, nu? Și cineva a avut de expresia Ana are mere. Propoziția Ana are mere. Hai să spune că și un copil de 3-4 ani și Calvin și Nathan ar înțelege ce înseamnă tata vreau mere. Dacă eu îi spun Ana are mere și el o vede pe Ana aici, să zice la ea să, la ea să vadă dacă Ana are mere. Și o spune, băie, fii atent, Nathan. Eu am spus Ana are mere ca un citat dintr-o carte. Dar Ana acum nu are mere. Da? Sau poate Ana are niște mere virtuale, poate le are pe telefon sau poate le are un joc. Da? Și încep să speculeze. Ceea ce ar putea să fie adevărat. Dar pentru că expresia sau propoziția Ana are mere trebuie interpretată. Ce mere are Ana? Ce mere sunt capul Roșii? Sau roșii și albe? Păi, poate nu are roșii merele acelea. Pentru că mintea ta proiectează asupra cuvântului mere o anumită imagine. Poate mai înainte ai fost în Lidl, ai văzut niște mere și asta e prima imagine care îți vine în cap, da? De ce te-ai gândit tu la Ana? Ia, la Ana asta mă refer. Poate mă refer la o altă Ana, care nu mai trăiește acum. Că sunt multe ani pe planeta Pământ, da? Poate cine știe ce Ana? Poate bunica Ana, care nu mai trăiește. Ar fi mii, sute de variante care există la o simplă propoziție. Ana are mere care trebuie interpretată. Propoziția asta trebuie interpretată. Și așa este cu fiecare propoziție. Mintea noastră proiectează asupra fiecărui cuvânt o anumită semnificație. De aceea este necesar ca eu să văd în context ce înseamnă propoziția respectivă, da? Este necesară interpretarea. Care e soluția? Soluția e foarte simplă. Soluția e să conștientizezi și tu și eu, că fiecare dintre noi ne-a. Ne apropiem de Scriptură cu limitări și cu prejudecăți, cu preconcepții. Noi credem, avem un bagaj cultural, social, avem un bagaj lingvistic, avem bagaj de tot felul, îl cărăm cu noi și când venim la Biblie este necesar un efort extraordinar. Și ascultați-mă, nici măcar Duhul lui Dumnezeu nu îți va face puc, interpretarea așa foarte clară în minte. Nu! Este necesar studiu, este necesar efort, este necesar aplecarea asupra Scripturii și confruntarea prejudecăților noastre cu Sfânta Scriptură. Domnule, ce cred eu despre cuvântul credință? Este ce spune textul ăsta sau nu? Păi asta este un efort extraordinar. Și studiul biblic nu mai este ce credeam eu. Da? De deci aceea eu nu cred. Eu cred că este foarte găunoasă citirea devoțională a Bibliei. Adică ca și cum ai lua apă da? la plante care au nevoie să dai cu picătura acolo la rădăcină și ai arunca gata. Nu știu ce nu au crescut. Da. Este necesar studiu, este necesară interpretare. Este... De aceea de multe ori în predicare în toate momentele alea plictisitoare în care îți, îți acolo o expresie. Unii mai apare în Biblie. Ce înseamnă în limba originală? Bă, tată, dă ceva practic. Când ies afară mă duc în lumea să mă interesează pe mine ce înseamnă în context original. spune ceva practic, nu? Asta e mintea noastră. Dar asta te va ajuta dacă stai puțin și asculți și ți duci mintea și îți faci beșici la creier de cât ai gândit, da? îți fierbe creierii în cutia craniană, asta îți face bine pentru că când te duci tu singur acasă și ai învățat, ai luat niște ustensile, ți le-ai ascuțit puțin, tu singur poți să înveți cum să interpretezi și să citești Sfânta Scriptură. Dacă toată viața spune, da, sunt ceva practic, mă interesează pe mine treburile astea, cu, cu asta rămâi, cu asta rămâi. Bun. De ce este necesară interpretarea? Sunt necesare mărturisirile? Este necesar studiu? Este necesară aplicarea asupra Sfintei Scripturi? Acum, de ce sunt necesare mărturisirile de credință? De ce sunt necesare mărturisirile de credință? Aș vrea să vă dau câteva motive la care eu m-am gândit. În primul rând, mărturisirile de credință sunt o recunoaștere a darurilor oferite de Dumnezeu în istorie. Deci dacă ești de acord că Dumnezeu în istorie a lucrat și prin alți oameni decât prin fratele Ciprian Gale și Andrei Croitoru, atunci vei fi curios, ia să văd ce au gândit oamenii ăștia? Și când citești doar două pagini din mărturisirea de credință de la Westminster sau mărturisirea de credință belgică sau mărturisirea la 1689, vei trage concluzia, eu sunt un prost, în viața mea n-aș putea să debitez așa ceva. Și voi recunoaște că Dumnezeu în istorie a lucrat. Că Dumnezeu n-a mântuit câțiva oameni în secolul I, a făcut un sal de 2000 de ani și l-a ridicat pe Andrei Croitoru, marele reformator. Nici vorbă. Nici vorbă de așa ceva. Nici vorbă. Dumnezeu a lucrat în istorie și a dat darul oamenilor. A dat o lumină specială unor oameni. Te uiți la ceea ce au scris și spui, fratele meu, n-aș fi putut să debitez și să înțeleg atât de repede și simplu Sfânta Scriptură cum au înțeles oamenii ăștia niciodată. Niciodată. Doi, este o dovadă de smerenie în raport cu ceilalți. Nu eu sunt deșteptul secolului. Este o dovadă de smerenie să spun, ia să văd ce au spus oamenii ăștia. A deschide o carte, simplu fapt de a deschide o carte este o dovadă de smerenie. Că nu ești tu cea mai luminată ființă de pe planeta Pământ și credeți-mă că nu sunteți. Și nici eu nu sunt. Este o grămadă de lumină pe care Dumnezeu a dat-o oamenilor săi în cursul istoriei. Și cu cât ești interesant să-ți verifici propriile opinii, cu atâta vei dovedi mai multe smerenie în viața ta. Cu cât vei fi mai predispus ca atunci când te, te ridici, te erejezi, ca să fii unul care vrea să influențeze sau să prezinte niște opinii, cu cât vei face, vei fi mai predispus să citești, domnule, să-ți verifici opiniile, să citești ce au spus alții, cu atâta dovedești mai multe smerene. Și precauție, aș spune și înțelepciune. Ca să nu te întorci înapoi cu tonologie când te fac oamenii de rușine. Că tu ai crezut că ești cel mai deștept, că inventezi acum uh, roata, da? O dovadă de smerenie în raport cu ceilalți. Stai să ascultă pe ceilalți, da? Și îi ascultăm pe cei care au trăit acum 500 de ani și ne dăm seama că cu, cu, tot avansul tehnologiei de asta nu suntem mai deștepți decât ei, nici mai luminați, nici mai pricepuți, nici mai înțelepți. Nu sunteți de acord cu mine? Știți mărturisirea la 1689. 3. Ne protejează de părtășia cu ereticii. Cu notă de subsol. Nu fiecare lucru în care suntem diferiți unii de ceilalți ne fac eretici. Da? Fie foarte clar lucrul ăsta. Dacă tu crezi că Domnul Isus o să vină la, necazul, la mijlocul necazului cel mare și că necazul cel mare are șapte ani, nu te face un eretic. La fel cum nu te faci un eretic dacă nici măcar nu crezi în necazul cel mare. Și crezi că e ceva simbolic. Nu are nicio treabă cu erezia lucrul ăsta. Sunt indivizi care sunt atât de preciși în teologia lor și au ajuns la deplina cunoștința adevărului într-un mod absolut exact ca Dumnezeu. Poate și Dumnezeu le cere sfatul pentru interpretarea Sfintei Scripturi pe care El a inspirat-o. Sunt unii care pe orice chestiune te-ai de ei, ești în eretic. Pe absolut orice chestiune. Da? Bun, asta fiind lămurită, Sfânta Scriptură ne arată foarte clar. Sunt oameni la care nu trebuie să le dai bună ziua, nici măcar bună ziua. Nu trebuie să stai la masă cu ei. Nu trebuie să te întâlnești cu ei. Nu trebuie să ai părtășie cu ei, da? Cum și lucrul ăsta? Dacă tu te întâlnești acum cu Arius reîncarnat, din păcate acum nu mai ești un Arius. Sunt mii, zeci de mii de arieni, da? De eretici. Dacă tu n-ai nicio mărturisire, el n-are nicio mărturisire, am doi credem. Și eu cred Biblia, și el crede Biblia. Toată lumea crede Biblia, da? Mărturisirea de credință, când o pui în față, Crezi lucrul ăsta? Nu cred, eu cred doar ce spune Biblia. Da, da, am înțeles, am înțeles problema. S-a lămurit problema. Mărturirea de credință te ajută uh, în lucrul acesta, da? Cum poți ști dacă cineva crede în Sfânta Treime? Expresia Sfânta Treime nu se găsește în Biblie. Cum poți ști dacă cineva crede că Domnul Isus Hristos a fost în trup? Ioane numește anticrist pe cei care nu cred lucrul ăsta. Păi ce e atât de important că a venit în trup? Păi nu putea să facă lucrarea mântuirii. Și au fost oameni care nu au crezut în, lucru, în lucrul ăsta. Și au scris oameni mărturisiri de credință simple, sumare, care au explicat divinitatea Domnului Iisus, unit, uh, uh, umanitatea Domnului Iisus Hristos, cum sunt ele împreună, care este relația dintre Dumne Dumnezeu Fiul cu Dumnezeu Tatăl înainte de veșnicie, când s-a întrupat așa, așa mai departe. Lucruri pe care le-au măcinat oamenii aceștia și le-au scris. Expresia Sfânta Treimei vine din tradiția bisericii. Și este în mărturisirile de credință. Și ne avut foarte simplu un loc să discuți sute de ore cu cineva ca să-l demonstrezi că e un eretic arian, unitarian, care nu crede în Sfânta Treime, i-ai pus mărturisirea în față, a citit prima propoziție și ai lămurit discuția. Ai lămurit problema, da? Te ajută la lucrul acesta, da? De asemenea, ne ajută pe noi, între noi credincioși, să stabilim o părtășie pe baza lor. 4. Oferă o formă de mărturisire publică. Noi mărturisim verbal pe Domnul Iisus Hristos, mărturisim vizibil prin trăierea noastră, dar și mărturisirile de credință sunt o mărturisire publică înaintea celorlalți. Istoric, lucrul acesta a fost adevărat. Sunt persoane care au zis, vezi că ai o greșeală în mărturisirea de credință de pe site la punctul cutare. Dar de ce voi în mărturisirea de credință de pe site nu aveți articolul cu tare? Păi stai să-ți explicăm și așa mai Dar asta e mărturisirea 1689, că mi se pare că acolo sunt niște diferențe și așa mai departe. Da? Pentru unii oameni este o mărturie publică. Uite, dacă vreți să știm ce credem noi, aveți aici sumarizat. Puteți analiza, puteți verifica lucrul ăsta, da? Cinci este o dovadă a sincerității noastre. Dacă noi te-am primit aici în adunare și la un moment dat ai predicat, de exemplu, și apostrofa, am sau ți-ai dat seama după aceea că suntem niște eretici, n-ar fi asta o lipsă de sinceritate a noastră prin faptul că nu ți-am spus de la început ce credem. Pentru noi credem ce spune Biblia. A fost un frate păstor din țară care, plantând o biserică, m-a întrebat să pună de la început mărturisirea de credință, nu o să împrăștie asta oile. Deci, da, s-ar putea ca unele oi, unii credincioși adevărați, să plece din biserică din cauza implementării unei mărturisiri de credință. Dar e mai bine așa decât după aceea să se trezească frații în adunare. Bă, ăsta e calvinist. leu, Eretici! Să iau oamenii la goană. Ce o să creadă ăștia despre tine? O să creadă în primul rând că ai fost nesincer cu ei. Că nu le-ai spus de la bun început ceea ce crezi. Și ei au intrat acolo sau au lipit de adunare și acum trebuie să fractureze adunarea pentru că tu nu le-ai spus ce crezi. Mărturisirea de credință este a avut la lucrul acesta, da? Și sunt adunări care, lângă legământul membrilor, este mărturisirea de credință, în procesul de membralitate, trebuie să dea cu subsenatul că el crede ce spune Biblia așa cum o înțelegem noi. Exprimată mărturisirea de credință, da? Așa devine membru. Este o formă, de o dovadă a sincerității noastre față de ceilalți oameni. 6. Ne dă ocazia de a intra în dialog deschis cu ceilalți. Dialog deschis cu ceilalți, da? Privatul că ai o mărturisire publică este un punct de la care pornești, da? Omul știe ce crezi, știe pe, pe ce să discute cu tine, da? Știe care sunt diferențele, știe care sunt lucrurile comune. 7. Păstrează membralitatea în parametrii biblici. Păstrează membralitatea în parametrii biblici. V-am dat deja exemplul acesta. Vine cineva în biserică, prin botez, prin transfer, nu știe care e crezul bisericii și la scurt timp ajunge în impas pentru că își dă seama că frații din anuare cred ceva diferit decât ce crede el. Da? Mărturisirea de credință păstrează membralitatea în parametrii biblici. Da? 8. Ne-a avut în evitarea unor greșeli din trecut. Mi-am dat seama... de exemplu, vă dau un exemplu anumiți indivizi care tot îmi scriu și tot mă întreabă, unii scrie în Biblie Sfânta Treime și că Sfânta Treime este o invenție a părinților bisericii și așa mai departe, mi-am dat seama că toți oamenii aceștia n-au citit nici măcar o carte scrisă de părinții bisericii pe subiectul Sfintei Treime. Adică în primele secole când s-a discutat deja problema Sfintei Treime și s-au scris extensiv cărți care au lămurit de plin textele controversate și așa mai departe, dacă ar fi avut o mărturisire de credință sau dacă ar fi citit măcar o carte din asta, care, apropo, nu i Biblia, e o carte pe lângă Biblie, da? -ar fi, ar fi fost lămurită problema. Și unii se erigează mari învățători de nu există sfânta treime este un construct filozofic, agnosticilor, a părinților biserice, niște oameni niște oameni cu putere și influență în biserică, au decis că noi să credem în, în trei Dumnezeu, care, de fapt, e o absurditate, că, de fapt, e unul și în trei persoane și așa mai departe. nu au citit măcar o carte în viața lor, din părinții biserici și ar fost lămurită problema, din punctul meu de vedere, pentru ei. Da? Mărturisirea de credință ne ajută să nu repetăm greșelile din trecut pentru că lămuresc chestiunile astea. Nou, favorizează vegherea învățătorilor și a învățăturii. Dacă fratele Cristi vine și eu duminică mă apuc să predic pierderea mântuirii. Fratele Cristi vine și spune, bă frate, cum ai ai predicat pierderea mântuirii. Păi ce să nu predici? Păi tu nu știi ce crede noi în adunare? Ce credeți în adunarea asta? Păi că nu să, nu să pierde mântuirea. Unde scrie? Păi nu e așa credem? Băie, unii scrie. Eu din Biblie așa înțeleg. Și am predicat din Biblie lucrul ăsta, da? Cum putem vegea unii asupra altora? Păi vegem unii asupra altora, avem acest sumar al doctrinilor Sfântului Scripturi care este prezentat în uh, mărturisirile de credință, da? Favorizează vegherea învățătorilor și învățătorii. Când o să ajungem la anumite puncte din mărturisirea de credință, veți vedea că suntem sau nu suntem acord cu mărturisirea de credință. Eu sau dumneavoastră. Da? Și de ce nu sunteți? Sau... Dacă suntem, de ce suntem? Da? 10. Obligă predicarea precisă și consecventă. Precisă și consecventă. Au fost mulți oameni care mi-au spus că în adunările lor, pentru că n-au mărturisiri de credință, în special în diaspora, biserici mari, fiindcă n-au mărturisiri de credință și nu pot să aibă mărturisiri de credință pentru că s-ar fractura, că sunt acolo toate națiile și toate convingerile și toate lucrurile, unul se ridică la învon și predică una, următorul se ridică la învon și predică cu totul altceva. Și niciunul nu-l poate confrunta după aceea pe celălalt. De ce? Pentru că nu au nicio mărturisire de credință. Ei nu sunt legați de o mărturisire de credință, da? În timp ce o mărturisire de credință precisă și consecventă te ajută, te obligă să predici precis și consecvent. Da? Pe lângă faptul că biserica devine foarte confusă și își pierde încrederea în, în Sfânta Scriptură. Unul predică unul, nu predică altceva, da? nu există o coeziune acolo. Da? 11. Fundamentează părtășia în adevăr. Dacă părtășia noastră, frașe și surori, nu este fundamentată pe adevăr, atunci pe cei. Pe ce? Repet. Și dacă Arius ar veni aici, ar spune și el. Păi eu, fratele vostru, eu și eu cred tot ce spune Biblia. Bine, dacă crezi tot ce spune Biblia, uite aici am mărturisirea de credință. A, eu cred ce spune Biblia. Uite, asta e Biblia sumar. Semnezi sau nu? Nu. Hai, liber. Da? Fundamentează părtășia în adevăr, da? Să nu spunem noi ca lgbt homosexuali de asta. Dom'le, important să ne iubim. Important să ne iubim. Foarte interesant cum lucrul ăsta a devenit să fie folosit de aceștia, da? Bun. Și în final ușurează proclamarea uh, adevărului, da? Proclamarea adevărului. Cum am spus deja ex, exemplul Sfintei Treime, e mai ușor să spun Sfânta Treime decât de fiecare dată să-ți explic relația dintre Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt, că fiecare dintre ei sunt Dumnezeu, dar de fapt e unul singur și sunt trei persoane și ce înseamnă uniunea ipostatică și cum se leagă divinitatea Domnului Isus de umanitatea lui și că divinitatea nu absorbă umanitatea, și că Domnul Isus de fapt nu era o fantomă pe cruce care se prefăcea, că suferă și te explic toate lucrurile astea, spun Sfânta Treime, că Domnul Isus era Dumnezeu om și tu știi deja la ce mă refer, da? Tu știi deja la ce mă refer. Uh, bun. Pe scurt, acum aș vrea să închei cu istoria mărturisirilor de credință despre care vorbim. Uh, cele două de la Londra, da? 1644 și 1689. Pe scurt, mărturisirea, prima mărturisire de credință la 1644 are următoarea istorie. Singura religie legală în țară era anglicanismul. În Anglia, da? Baptiștii erau în ilegalitate. Erau vreo șapte biserici, dacă vă aduceți aminte din uh, mesajul de data trecută. Cu ceva timp în urmă, anabaptiști prin Germania s-au făcut vinovați de rebeliune, de poligamie, de răzvrătire împotriva ordinii sociale, de crime, de tot felul lucruri odioase, eretici. Unii nu credeau în Sfânta Treimei, unii nu credeau în Divinitatea Domnului Isus Hristos, foarte, foarte, foarte problematici. Baptiștii fiind în Anglia, unii din Biserica Anglicană au început să zvonească despre ei că nu cred în libera voință, că sunt împotriva guvernării civile, că sunt răzvrătiți, că sunt rebeli, că vor să răstoarne ordinea civilă din societate, că ei cred în că, că, căderea din Har, că neagă păcatul original, că fac tot felul de practici ciudate în timpul botezului foarte multe lucruri se zvoneau despre ei, da? Numărul baptiștilor în Londra crește exponențial și unii au simțit nevoia să îi atace cu aceste zvonuri. De aceea de, aceea, de exemplu, la 1642 cu 2 ani înainte de prima mărturisire se scrie un pamflet foarte popular în Anglia care se cheamă Avertizare pentru Anglia, care se răspândește foarte rapid în Anglia și care dădeau pe față practicile anabaptiștilor de prin Europa Bun. Atunci s-a scris mărturisirea de credință în 1644, la 2 ani după zvonurile acestea, care era intitulată așa. Mărturisirea Bisericilor lui Hristos din Londra, care sunt în mod obișnuit, dar pe nedrept numite anabaptiști. A, pe nedrept numiți anabaptiști. Mărturisirea credincioșilor, da? Sau bisericilor. Deci i-au lămurit chiar din titlul, domne, nu suntem ăia despre care zvoniți voi. Și nici măcar nu s-au sinchis să nege una din practicile pe care aceștia le-au condamnat, pentru că erau adevărate. Numai că nu îi reprezenta pe ei, da? Și mărturisirea aceasta de credință, apropo, și-a îndeplinit scopul. Au oprit zvonurile. Au rezolvat o grămadă de probleme în Anglia. Documentul ăsta, 1644, este, de fapt, a preluat vreo 26 de articole din 53, de, deci mărturisirea 1644, care are 53 de articole, 26 dintre ele, da? Care e jumătate? sunt preluate dintr-o mărturisire adevărată de la 1596, adică o mărturisire a separatiștilor din Olanda. Așa se cheamă, o mărturisire adevărată. Ei, la vreo 50 de ani după, da, baptiștii preiau 26 de articole de acolo, din mărturisirea asta de credință a separatiștilor, ăștia care își botezau de fapt prucii. Bineînțeles, au modificat ei tot ce trebuia modificat acolo, da? Așa că cei mai aprici vânători de eretici, care au studiat mărturisirea de credință de la 1644 a baptiștilor calviniști n-au putut găsi nicio învățătură neortodoxă. Bineînțeles, au comentat cu privire la ceea ce spuneau despre botez, au comentat cu privire la faptul că permiteau ca să predice și predicatori neordinați, dar n-au cei mai aprigi vânători de eretici din vremea respectivă n-au putut să obiecteze cu privire la niciun articol care călca o doctrină ortodoxă. Da? Mă refer la o doctrină ortodoxă în sensul bun al cuvântului, da? Bun. A doua mărturisire, care e de fapt scris la 1677 și nu se știe cine este autorul, care este oficial primită la 1689, de asta o știm de la 1689, este produsă pentru că mărturisirea anterioară de la 44 este în puține copii, mărturisirea aia adevărată care a stat la baza ei e eclipsată de faptul că s-a, produs mărturisirea de la Westminster în 1646. Un aspect important este că un evanghelist calvinist foarte popular în vremea respectivă în toate bisericile calviniste, Thomas Collier, abandonează învățătura calvinistă. O parte din prima generație a baptiștilor calvinisti din Londra au murit deja. Mă refer la pionerii mișcării, la pastori, prezbiteri, da, care muriseră de deja. Deci se aflau într-o situație în care ei au simțit nevoia să producă și ei o mărturisire, da? Deci ne aflăm de la 44 acum, ne aflăm la 89. Se face o adunare generală la 1689, nu a cultului baptist calvinist, ci o adunare generală a bisericilor uh, baptiste reformate, unde se adoptă această mărturisire care este de fapt, în mare parte, o rescriere a mărturisirii la Westminster. Da, asta este în parte. Motivul pentru care au făcut lucrul acesta este pentru că au fost de acord cu ceea ce au scris oamenii aceia la mărturisirea la Westminster, care erau calviniști, erau de acord, cu excepția botezului, cu excepția relației dintre biserică și stat, au emis omis câteva cuvinte despre cina Domnului, au folosit termenul sacrament, de exemplu, sau pecete, au făcut câteva modificări, dar au luat mărturisirea lor de credință. Și în felul acesta, baptiștii reformați în Anglia și-au câștigat în mare parte liniștea. Da? Și-au câștigat liniștea, n-au mai fost acuzați de erezii și de tot felul de lucruri. Pe scurt, asta este istoria. Cred că, într-o mică măsură, am reușit să vă explic de ce sunt necesare mărturisirile de credință, de ce este necesară interpretarea Bibliei, de ce e absolut un nonsens să spui sola Scriptura, eu doar eu cu Biblia, asta te-ar face un mic papă, și avem o grămadă din aceștia și nu ne mai trebuie, da? Asta e important să avem mărturisiri de credință. Amin.